Cei 8 militari care au căzut la datorie în accidentele aviatice din județul Constanța au fost înaintați în grad post-mortem și decorați de președintele României. Trupurile a 6 dintre ei au fost depuse astăzi la Muzeul Marinei din Constanța, iar eroii din forțele aeriene au plecat spre București și Argeș. Toți vor fi înmormântați mâine cu onoruri militare. Azi dimineață, la morga cimitirului central Constanța, autopsierii au finalizat examenul medico-legal, iar procurorii militari au anunțat armata că pot lua trupurile eroilor căzuți la datorie. Curtea cimitirului central din Constanța s-a umplut de camioane militare astăzi. Două dintre ele vor pleca la București cu eroii ce vor fi înmormântați la Ghencea și în județul Argeș. Alte camioane rămân în Constanța și își duc eroii la Muzeul de Marină. Vor rămâne acolo cel puțin 24 de ore pentru ca prietenii, rudele și camarazii să-i aducă ultimul omagiu. Sub privirile mărmurite ale rudelor și camarazilor de luptă, sicriile soldaților înfășurate în tricolor au fost depuse pe catafalc la Muzeul Militar al Marinei din Constanța. Da, și ne pare nespus de rău că noi ne-am obișnuit vizitatorii noștri cu astfel de evenimente, mult mai vesele, mult mai atractive. Nu știm cum am putea aduce noi alinare familiilor. Vecinii militarilor și foștii prieteni de școală și din copilărie abia își găsesc cuvintele. E jal. E... Nu sunt cuvinte pentru așa ceva, vă spun sincer, eu cu mâna pe inimă. Până am auzit seara, nu ne-a venit să credem. Nu ne vine să credem. Asta e viața. A fost chiar o veste neașteptată, o adevărată tragedie. Să sperăm că nu se va mai întâmpla așa ceva cu oamenii acestei țări care își fac datoria. Mormântarea celor 6 va avea loc mâine la cimitirul eroilor din Constanța, iar 2 dintre cei 8 vor fi transportați, așa cum au vrut familiile, la București și într-o localitate din județul Argeș. Astăzi, procuratura a trimis cutiile negre ale aeronavelor la expertiza forțelor aeriene la București. Tot astăzi, epavele elicopterului și ale avionului căzut la Gura Dobrogei au fost luate în camioane și duse la Fetești într-un hangar al bazei militare.